Hei, salutare, gașcă, eu sunt Bibi, voi sunteți pe canalul meu de YouTube și în acest vlog alături de mine este Hănuțul Drăguțul. Ce o să facem în acest vlog? Ei bine, din punctul meu de vedere, o idee foarte, foarte amuzantă și cred că așa o să vi se pare și vouă. Pentru cine nu o să fie amuzant? Ei bine, pentru Baby. Pentru că azi o să-i facem un super, super, super prank. Nu știu dacă să-i zic prank sau o idee inovatoare, ingenioasă, din mintea sclipitoare. Pentru că, ghiciți ce? În spatele meu aici este superba lui mașinuță și o să-i vandalizăm mașina. Ia zi, Hani, îți place ideea asta? Da, îi place, o să luăm ca pe un da. Bine, mai hănuțule, tu ți-ai... Ia uite, mă, cum stă, Doamne. Tu ești un bebeluș, mă, tu ești un bebeluș. Ce să-ți cer ție, Doamne, Doamne. Hai, zburdă pe aici prin curte. Cât timp eu o să vă povestesc în ce constă vandalizarea mașinii lui Baby. Ei bine, Baby este sus, în studio, face niște setări pentru live, pentru că azi când filmez eu e marți, iar el, probabil voi deja ați văzut live-ul lui. By the way, pentru cei care nu știți, s-a întors cu live-urile, are niște idei foarte, foarte mișto, mie îmi plac rău, rău de tot, așa că trebuie să-i urmăriți neapărat live-urile. Și poate vă gândiți, oare cine mă filmează? Ei bine, cel mai mare filmator acolo în spate, Nicu! Salut! Așa. Ce o să facem? Ideea e că nu se aude. Stai că s-a mitat. Am zis cel mai mare filmator. Am zis. Ei bine, vreau să vă anunț că nu se aude absolut nimic de sus. Studioul e în mansardă, e foarte bine antifonat. Nu se aude, poți să ții, poți să... Dar totuși... Iar eu sunt jos, în curte, acolo unde el are mașina. O vedeți că nu e curată, nu e spălată și știu că lui îi place foarte mult să aibă mașina spălată și probabil o să se ducă mâine să spele mașina, dar eu o să-l fac să-și spele azi mașina! Pentru că pe mașina lui Baby o să fie confeti, o să fie frișcă, o să fie... Știți ce? Mai bine vă arăt. Dar înainte să vă arăt, vreau să vă spun că i-am zis că mă duc până la magazin. Și chiar așa a fost, adică nu l-am mințit, ca să-mi iau ceva, să pot să-mi prepar ceva de mâncat. El mai mult ca sigur se gândește că sunt în bucătărie, știe că atunci când gătesc eu stau destul de mult în bucătărie, pentru că îmi place, mă relaxez acolo. Deci nu o să bănuiască absolut nimic, plus că el când e la calculator, bună, Honey, când e la calculator nu aude, nu vede, e foarte concentrat pe treaba lui și pe tot ceea ce face. Deci abia aștept să-i vandalizăm mașinuța. Și atunci când o să terminăm, o să-l sunăm așa frumușel, o să-i zic: Baby, masa e gata, nu vrei și tu să mănânci, vină un picuț. Și mai mult ca sigur nu o să mă găsească în bucătărie. Dar o să-i zic: vină până afară. Și o să aibă parte de cea mai frumoasă masă, plină de frișcă și de confeti și de ceva unic. Deci trebuie neapărat să vedeți, așa că rămâneți până la final ca să-i vedeți reacția lui Baby și rupeți butonașul ăla de like dacă vă place ideea asta și dacă vi se pare amuzant, acolo share-uiți vlogul, dați un mare coment pentru că vă dau inimioare și hai să începem! Pentru că eu, da, chiar am fost la magazin și mi-am luat tot ce aveam nevoie pentru a vandaliza superba lui mașină. Vă spun, mami. Da, mami? Da, mami, ce faci? Bine, îi vandalizez mașina lui Antonio. Ok. Ok, e ceva normal, ceva firesc. Da, mami, zi. Deci avem aici una bucată hârtie igienică, avem aici patru suluri să ne ajungă frumos, să împachetăm mașinuța. Deci, o să iau primul sul și nu știu ce o să iasă, nu știu cum se vandalizează o mașină. Este pentru prima dată când fac chestia asta, prima și ultima dată și bineînțeles că o fac pentru că este mașina lui Baby, dar nu faceți asta acasă. Doamne, mi-e milă, când o să ducă mașina asta la spălat, o să începem așa frumos. Hai că am început frumos, să vede că știi. Păi da, stai puțin că vântul o ia. Păi trebuie să faci cumva, prinde de ștergătoare. O prind de ștergătoare? Hai că mă ajută Nicu. Nu merge, frate, cred că e mare fail. Trebuie să luăm de aia ieftinache, care e dintr-o bucată. I-a luat și de asta în trei straturi. Nu mai bine faci invers, ții de o parte și arunci rola, nu știu. Da? Așa trebuie oare? Adică... Adică o pui, o prinzi la ștergător și dai drumul la rola în jos. Ok. În jos. În jos? Nu în sus? Păi, sau așa, da. Da.
Cred că trebuie să mergem să cumpărăm altă hârtie. Doamne! Da, am luat și hârtie de asta fină care se rupe imediat. Doamne, și nu se desface. Hai că e bine, hai că e bine. Opa, mă cade. Cred că îmi vandalizez curtea, nu mașina lui. Cred că o să punem camera pe stativ și o să o facem amândoi cu hârtie. A, deci mă ajuți? Păi ca să, că singură văd că n-ai nicio șansă. Gata, am hotărât să punem camera aici ca să mă ajute un picuț Nicu, că e destul de greu să vandalizez o mașină. Deci, mai ales că bate vântul, adică... Da. Așa la oglindă. Ia ține, Nicule, de o dată. Stai așa. Pun-o în față, pun-o în față. Păi ușor. Mamă, să mai și rupe, e și pârtie de-aia fițoasă. Dar cum vedeți, fac tine? Copiii ăia în filmele americane să vandalizeze o casă, nu o mașină? Întrebarea e cine face curat după. Hai că nu mai bate vântul. Dacă nu bătea vântul, stătea hârtia cum voiam noi. Da, asta e ideea. Piu, piu! Am aici două tuburi, deci hai să înceapă distracția. Oh, dar e greu, frate! Are un sigiliu care trebuie rupt, cred. Ia uite ce sigiliu! A, trebuia să-i fac o inimioară! Măcar să fie așa cu love! Jesus, mă doare degetul! Gata, mămică! Hai că asta nu e inimă. Hai să facem așa. Nu-mi spune că nu mai am. Uite, inimioara aici. Hai că asta a ieșit, nu e chiar așa fail. Ia uite, s-a ieșit. Și pe oglinda cealaltă. Hai totuși că am reparat inima asta. Hai și pe geamul din spate. Uite aici, mămică, ia uite, inimioare. Tot a fost dragobete, nu? Ăsta e ochiul, da? Ca să vă prindeți. Un alt ochi. Nasul. Și gura. Ce gură strâmbă. Mamă, chiar că e vandalizată. Și cam așa arată mașina lui Baby, vandalizată! Yes! Ia uitați! Hot! Hot! Frumos! Elegant! O, atenție! O biscuite! Un câine! Ai fără un micu! Aici e fenomenal, e o adevărată... Da! Ce-a vrut să spună autorul? Prin această creație. Da, exact. Da, baby, acum chiar trebuie să te duci să speli mașina, nu știu ce să zic. O să mulțumești, cred, sper, că te-am făcut să te duci să speli mașina mai repede. Și acum, cireașa de pe tort, avem și acest confeti, dar nu știu ce să fac. Doamne, uitați-vă la Honey și la Daisy. Băi, vandalizez mașina, lăsați mașina în pace. Dar cum să facem cu acest confeti? Să-l dăm fix când iese baby. Dar asta ar însemna ca tu, Nicu, să mă filmezi pe mine. Și nu reacția noi. Dar să nu-i prinzi reacția. Sau să o dăm acum. Acum. Sau știi ce? Îi vedem reacția. Și după și când vine lângă mine, surpriză. Așa facem, nu? Da. Bine, hai să-l sunăm atunci. Hai, iubirea. Ce faci, iubire? Bine, uite, lucrurile, tu ce faci? Bine, ai terminat setările sau mai ai? Da, mai am puțin și termin. Poți să vii acum că se răcește mâncarea. E gata? Da, hai să mâncăm. Bine, iubirea, mai e jos? Da, dar vine un picuț până afară. De ce? Că vreau să discutăm ceva. Ce? Vreau să discutăm ceva. De ce afară? La aer, la soare. Bine, hai că cobor acum. Hai, vino, da?
bine, ideea de felul te iubesc, mamă. Aoleu, am emoții. Fii atent, haide, stai cu camera pe... Masa este servită. Nu pot să cred. Băi, și tu? Băi, nu pot să... Băi, uitați-vă în ce hal mi-a făcut mașina, să mor eu. Dacă nu se mai ia asta, vezi, știi că e colan, nu? Dai, bine. Surpriza! Nu mai a fugit ăsta. Frate! Stai! Stai! Surpriza! Nu mai, băi, uitați-vă și voi ce mi-a făcut la mașină. Mai fii la tu, nu se putea! Mie să fugă camera. Să fuge camera? N-ai prins? Bra. Băi, uitați-vă și voi în ce hal mi-a făcut mașina, să mor, băi, să mă gândesc cu tinginică pe ea. Poate nu o să mai... Frate! Poate nu o să mai afrișca asta, să vedeți voi. Voi o spălați. Voi o spălați, serios. Iubire, cum să deschid un copil? În partea aia, dai... Uitați-vă și voi ce i-ați făcut. Ce faci, iubirea mea? Mamă, te bas cu aia de jumătate de oră să mor eu. Vreau să-și... Surpriza! Te-ai vandalizat și urechea. Mamă, băi, uitați-vă ce i-ați făcut. Am ținut-o aici, aoleu. Băi, uitați-vă și voi. Ue, wow. Ce ai făcut aici? O, ceva. Zici că s-a găinătat o pasăre. Nu. Dă-mi îmbrățișare. Dar dă-mi îmbrățișare, nu mă țin așa. Surpriză. Wow. L-am vandalizat și pe el. Știi de ce nu mi-ai spus, mă, nimic? De ce să zic? Ce frumos ești cu frișca asta. Măcar mâncare e gata? Nu fac mâncare, am vandalizat mașina. Dar o să fac. Adică tu vrei să-mi spui că eu trebuie să merg cu mașina așa la spălătorie? Da. Tu-ți dai seama cum se uite toți oamenii după mine? Mi-ați lăsat și tu voi, da? Bă, dar mai e? În el? Nu. Nu mai e? Le-am consumat, tu ce crezi că mai lăsam? Bă, tu i-ai ajutat, mă? Băi! Băi, cu mâncatul la frișcă ne-a ajutat. De ce i-ai ajutat? Băi, uitați-vă cât de urât arată, băi. Zici că e mașina de circ. Zici că circ ați făcut din ea, să moară Jackson. Vă mulțumesc. Acesta a fost vlogul, sperăm că v-a plăcut. De plăcut știu sigur că v-a plăcut. Vreau să știu dacă ție, baby, ți-a plăcut. Îmi placă, frate, uite-ți cum mi-a făcut mașina, serios. Rupeți butonajul ăla de like. Câte like-uri să strângem, iubire? Ai făcut chestia câte asta? Like-uri? Ai făcut chestia asta pentru ce? Pentru... Aaaa, a făcut-o aici, a făcut-o inimioară. Da, a văzut-o, am și uitat să-i zic despre aici ea. Aici a făcut-o inimioară. Gata, mă, e? Cum să te superi pe ea? Da, nu vine să cred că chiar ai văzut-o. Te văd, să știi. Zic câte like-uri să strângem. Câte like-uri să strângem, deci fără 60.000 de like-uri. Așa. Nu mai faci niciun prank. Dar n-a fost prank ăsta, asta a fost o idee inovatoare, strălucitoare din capul meu. Asta a fost bonus? O vandalizare, nu un prank. Deci rupeți acolo butonașul de like să strângem 60.000 de like-uri. Dacă nu strângem 60.000, nu mai, gata. Da, acesta a fost vlogul, sper că v-a plăcut. Noi v-am pupat tare, tare, tare și ne vedem data viitoare. Pa!